11 metri, dragi prieteni, se întoarce. Mircea Rednic este acuzat de blat în Belgia. Absolut nimic neobișnuit. Rednic era acuzat de blat și la Dinamo în permanență. Era acuzat de blat peste tot. Era... De asta îi se spunea Strâmbu. Doar cei cu bune maniere îl numeau Puriu. Deși nici asta nu-i făcea cinste neapărat. Lui se spunea Strâmbu în țară. Probabil o poreclă pe care o contactase în Belgia, așa cum alții iau, de exemplu, ciumă când se duc pe undeva, în Africa Neagră, de exemplu. E bine, Mircea Rednic, acuzat de blat la un meci între Kortrijk și Mouscron la finalul sezonului trecut, câștigat de echipa sa, Mouscron, care este un orășel pe frontiera cu Franța, practic. Litera S nu se citește în pronunția acestei localități, care nu are un nume flamand, tocmai fiind foarte aproape de Franța. El era antrenor la această echipă, ar fi cumpărat meciul cu Courtrai, în franceză Kortrijk, denumirea corectă, pentru că este un oraș flamand. Așa, iar astăzi vedem că cei de la Westerlo, echipă care a retrogradat atunci din cauza manevrelor făcute, presupusele manevre făcute de Mouscron, îi acuză pe aceștia de falsificarea rezultatelor. S-a deschis o anchetă în Belgia, țară care este obișnuită, Dane, și cu pariurile, dar și cu pariurile false. Pentru că în Belgia se trag niște sfori. Nu este complet inacceptabil să vorbim despre acest campionat, pentru că de aici ne tragem noi seva cu play-off-ul, cu play-out-ul și cu play-out-ul. Da, e adevărat. E un campionat destul de surprinzător de multe ori, iar pentru meciul ăsta există niște suspiciuni destul de clare, pentru că unul dintre goluri a fost autogol, iar celălalt a venit dintr-o greșeală flagrantă a apărării adverse, iar uite, am aflat aici că agenția compartimentului fraudă și fotbal i-au audiat deja pe jucătorii de la clubul Valon. Da, pentru că în Belgia au mai fost astfel de meciuri trucate, demonstrate. Da. În fotbal, ca să fim foarte clari, suspiciunea e prima care te omoară. Nu există prezumția de nevinovăție decât pentru rude. În fotbal, în momentul în care există suspiciunea de blat, imaginea ta este oricum afectată. Și asta este valabil pentru toți hoții neprinși din această lume. Vorbim de lumea fotbalului, da? Deci aici nu merge să spui ne-a acuzat, știm și noi, Jean Pădureanu, da? Gigi Nețoiu și tot lotul, da? Care a intrat la pușcărie în martie 2014, cu toții au considerat că sunt nevinovați. Toți au spus, dar vă trebuie dovezi, ne-au spus ani și ani la rând. Bineînțeles că dovezile erau mai evidente uitându-te la meci decât cele demonstrate de procurori. Deci n-ai nevoie în fotbal de așa ceva. În momentul în care există suspiciunea de blat, de trânteală, cei care urmăresc fenomenul nu mai au nevoie să aștepte zeci de ani până când justiția să se pronunțe și oricum echipa este terfelită. Când se vorbește că ești un hoț, n-ai nevoie după aia să și demonstrezi lucrul ăsta. Deci puțin probabil ca aici să fie ieșit fum fără foc. Belgienii știu să pricep la asta. Au avut atâtea dosare pe rol, echipe retrogradate în Belgia și nu acum, în ultima perioadă, când sunt de notorietate, dar în anii 80 au fost scandaluri. Standard Liège, da, s-a ajuns până la faliment, la bancrută și așa mai departe. Situații unice, practic, în Europa. Deci este o țară unde colcă interesul și probabil și la pariuri, Dane. Da, la pariuri întotdeauna există niște mecanisme care urmăresc variațiile de cote. Variațiile de cote îți arată de obicei dacă sunt pariuri efectuate pe un anumit rezultat, dacă rezultatele respective sunt mai, dacă sumele respective sunt mai mari decât în mod obișnuit, devine automat și suspicios. Acum rămâne de văzut care va fi decizia în această situație. Nu știu exact ce cote erau, o să încerc să aflu, dar... Nu era un meci neapărat de cote. Jucau două echipe slabe, un meci de fundul clasamentului, cum ar fi la noi în Chiajna cu Voluntari. Ce cote să fie? Au câștigat ăia că aveau nevoie de victorie. Și la noi s-ar fi întâmplat la fel, numai că la noi nu ieșea scandal. Bine. Sau dacă ieșea, să mușamaliza repede. Pe final de campionat treaba asta se întâmplă. Am fi naiv să credem că nu se întâmplă în toate campionatele. Se întâmplă în Italia, se întâmplă în Germania, în România. Se întâmplă peste tot, da. Așa este. Apropo de Belgia, Mark Wilmots, cel care a condus naționala diavolilor la
ultimul campionat european și a condus-o prost finalmente, pentru că Belgia a fost eliminată lamentabil de Țara Galilor în sferturi. Ei bine, Marc Wilmots a preluat Côte d'Ivoire. Avem informația din L'Équipe. Pe 2 ani a semnat Wilmots, considerat totuși un antrenor de top în fotbalul mondial, de urmărit ce va putea să facă el la Naționala Ivoriană, una care nu mai are talentele de acum câțiva. Probabil că nu mare lucru, pentru că dacă la Naționala Belgiei, acolo unde avea atâtea și atâtea variante, n-a făcut nimic, cel mai probabil nu-i făcut pentru meseria asta. El avea 6-7 atacanți la Euro în lot, ții minte? Minu știa pe care să nu-i treacă în lot. Păi noi dacă am fi avut 10% sau 20% din jucătorii pe care avea Belgia, noi ne gândeam la semifinale. Ne gândeam, dar dacă era Tata Puiu antrenor, ne linișteam. Ne bătea corect. Albania și cu echipa Belgiei, nu conta. Wilmots așadar la Côte d'Ivoire, o națională care n-a câștigat decât de 2 ori Cupa Africii în istorie și de fiecare dată la penaltiuri în 1992 cu Ghana și acum câțiva ani cu Zambia, când antrenor era Hervé Renard, cel care câștigase și cu Zambia la penaltiuri împotriva Coastei de Fildeș. Am aflat tot acum în ultima clipă, am rămas aproape trăznit, că Patrice Carteron, fostul antrenor al Maliului, a urmat să preia Naționala Ghanei, o altă perlă a fotbalului mondial. Ghana n-a mai câștigat Cupa Africii din 1982, toamna. Deci, o veșnicie de atunci, omul nostru nici nu era născut, sau era născut, dar era încă în prundul Bârgăului, Tiberiu Ușeriu, la vremea respectivă. Patrice Carteron s-ar afla pe un short list, sigur, unde mai găsim nume grele de antrenori. Mă uitase mai devreme, unul dintre ei era Fabrizio Ravanelli. Fost un antrenor al Ajaccio când era Mutu acolo. Mi-aduc aminte, da. Care era să bată. În fine, o să mai vorbim despre asta. Noi sigur că vă ținem la curent cu tot ce mișcă în fotbalul african și nu numai în fotbalul african. Să știți că dacă se întâmplă vreo lovitură de stat în Africa în timpul emisiunii, vom vorbi și despre ea. Dane, până diseară când ne reîntâlnim la prăpădita aia de pasă din care ai văzut n-a mai rămas aproape nimic. Dacă nu, atunci pe mâine la ora 16, la 11 metri. Cele bune prieteni!